Vlugușorul suferinței a răsunat astăzi la Palatul Victoria, la Parlament și la Palatul Cotroceni. Angajații din sănătate au ieșit în stradă să-și ceară drepturile salariale și renegocierea părții privitoare la sănătate din PNRR. În paralel cu protestele de stradă, în spitalele din țară au avut loc greve japoneze. Medicii și asistentele au continuat să îngrijească pe bolnavi, dar au purtat banderole albe. O sută de cadre medicale venite din întreaga țară și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului. Cea mai mare nemulțumire a lor o reprezintă neaplicarea creșterii salariale cu 25% pentru personalul nemedical, brancardieri, îngrijitori, personal tehnic, administrativ, economic. Înarmați cu vuvuzele și pancarte, au păstrat cu strictețe distanța dintre ei. Acest bărbat este îngrijitor la spitalul din Râmnicu Sărat. Se plânge că abia se descurcă cu banii. Acum 2000 de lei, toți banii. Și cum vă descurcați? Foarte greu, cu probleme, cu rate, cu datorii. Mi-a venit factura la gunoi 33 de milioane. Cu ce o plătesc? Vreau să fiți tratați corect, nu cu lipsă de respect! Vreau să fiți tratați corect, nu cu lipsă de respect! Nu ne așteptam să fim, cum să spun, lăsați așa de izbeliște în acest context epidemic, fiind în prima linie, fiind niște eroi pe câmpul de luptă. Sărbătorile le-am petrecut în spital, la locul de muncă, să știți. Am fost de serviciu. Sunt și pe 31, deci la noi nu sunt sărbători. Noi le facem la patul pacientului. Aceeași atmosferă a fost și în fața Palatului Cotroceni. Fac parte din personalul TESA. Pot să spun că și noi suntem ca și ei, tot în același sistem, în aceeași unitate lucrăm, suntem discriminați. Sindicaliștii au protestat și la Parlament. Nici acolo nu au primit niciun răspuns. Solicităm ca acest principiu al echității să fie transpus în realitate, toți salariații să ajungă la același salariu de bază, cel aferent anului 2022. La Constanța, în spitalul județean, sindicaliștii Sanitas au fost în grevă japoneză. Pe geamuri și pe uși au fost afișate anunțuri, iar sindicaliștii au purtat banderole și ecusoanele de grevă. Însă tot s-au îngrijit de pacienți și la Iași s-a protestat. O altă revendicare a sindicaliștilor este recunoașterea schimbului de tură ca timp de muncă și recunoașterea stagiului de cotizare suplimentar efectuat de profesioniștii din sănătate se află pe lista nemulțumirilor. Revendicările care sunt cerute la momentul de față de guvern sunt, în primul rând, pentru personalul TESA și pentru asistente, pentru că lor nu li s-a majorat salariul conform hotărârii care a fost primite în 2017. Zeci de angajați din TESA și personalul auxiliar din cel mai mare spital al județului Galați au protestat spontan în curtea unității medicale. Este un protest spontan pentru aplicarea prevederilor legale ale legii 153 pe 2017 și pentru personalul TESA, nu doar pentru personalul medical. Potrivit sindicaliștilor, personalul nemedical dintr-un spital reprezintă aproximativ 40%.